Eu sunt Haritina Munteanu, din satul Zâmbreni, raionul Ialoveni. Am 82 de ani. Astăzi vreau să gătesc o mâncare care ne-o gătea mama noastră. Din legume, se numește balmuș cu măliguță. Cu mărsul stau mai rău. Îmi dai o leacă de brânză. Bravo, Petea, bravo! Eram mulți copii, 11 copii, gândiți-vă, și-au fost anii cei mai grei. Au fost foame, războiul, depărtări, s-a început colhozul, ne-au luat tot, și vacă, și pământ, și cal, și căruță, și șerii omul gospodăriei. Dar am avut niște părinți ca doi sfinți. Tot timpul la noi era oala cu mâncare, era. Tot timpul. Nu numai noi mâncam, și copiii din mahală veneau. Mama niciodată nu a lungat pe nimeni, ori ținea pulul la masă, ori ținea. Dar pe foame și ea, știți ce mâncare mâncam? Să nici la purșel nu dă mama așa mâncare. Făcea mama focul, dădea și-o călăile și alea goale și le usca, parcă le prăjă o leacă. Ne le punea în ei acolo într-un paneraș cu șocănelul și pereica și le chisam. În 46 avem 5 ani. Mașina aia șocălău și ala chisat și cu ce mai avea acolo și amestecat și ne făcea chepurile măligă. Că nu era nic, vă închipuiți, dacă în 45 ne-au măturat podurile, ne-au măturat. Nu ție nu masaj. Păi eram și mai mare și... Numai pe cei doi de după mine nu i-am legănat picioare, dar restul pe toți i-am legănat picioare. Și apoi numai am terminat 7 clasă și am intrat la lucru, la fermă. Eu cântac și nu duc nică, apoi pot spun ceapa la prăjit, tai răbi și la întâi și prăjesc ceapa și da. În naștere am avut 6. Unul l-a născut mort. 3 dintre copiii Haritinei Munteanu au murit. Și 3 au rămas. Strașnic. Pentru o este bolnav, să-i vinde casa. Vrei să-l îndrepți? Dar pentru așa care au murit, că au venit cu 2 zile înainte, au fost cu băițelul la mine, dar ei era glumeață și miercuri ne-au venit vestea că au murit, apoi strășnicii. Nu doresc, nici la seală, la dușmanii ei nu le doresc așa. Soțul meu, când de la moarte, ei s-a trepăjit. El le iubea copiii ca pe ochii din cap. După moartea fiicei, soțul femeii a început să aibă probleme de sănătate, iar inima îi devenea tot mai slabă. Mama făcea tot mâncarea gustoasă. Și nouă ne plăcea tot felul de mâncare care o făcea. Nu avem special că vrem o mâncare, vrem așa e. N-am trăit mai rău ca așa care era unul ori doi în casă. Acasă, la părinți chiar. Am avut ce mânca, am avut cu cine îmbrăca, hainele le purta unul de la altul și nu erau mari probleme. Acasă nu era vara nici nimeni în sat, nimeni, numai câte o babă bătrână și dar copiii erau cu vasele la deal. Dar mă iară s-o schimbat, că de-am șos la telefon și nu ies. Fiecare perioadă de timp e cu modele, cu obiceiurile, cu aparte. Eu cel mai mult m-am temut să nu rămân singură. Și m-am temut și ea n-a scăpat. Nijelii de dâns cu bolit mult și
mă, unde n-au dus el? El mă întreba, dar și mă duci pe la toate ușile și tu știi că-s doctorii? Nu știu, dar pe uși scrie și doctorii. Când a rămas, după ce l-am mormântat, după ce l-a dus Catiușa, aveam înapoi cu fata, a băgat câteva nopți și deam cu televizorul deschis. Dar pe o mare deprinție, ca așa. Și eu le-am cât e deprinție. După 26 de ani de lucru la grădința din sat, colegii și copiii i-au făcut o surpriză. Apoi când am intrat în sală, copiii tăți mi-au făcut coridor, cu flori de o parte și de alta. Eu m-am rămas șocată. Unde n-ai lucrat, trebuie să fii responsabil. Nu faci lucrul și ăla din mântuială, dar să-l faci cu toată inima. Din inima nu îmbătrânești. Numai corpul se stochește, dar inima nu. În familie vedeau ambii soți, spre mare mirare a vecinilor. Făceam plăcintea, plega o băsma pe cap și pune pe cercă și făceam și el cu mine plăcintea. Găteam mâncare și o găteam de soț. Am îngherli rămân. Și în fiecare familie mai este și ceartă și... Dar când rămâi așa unul singur, s-a dus în minte numai din momentele cele bune, cele frumoase. Viața nu era mai ușoară, era de muncit greu, dar oamenii erau mai buni. Te ajutai unul cu altul. Am o adăugă pe rușile aici. Fratele Serioja așa zise, când faci mâncare treșezi din dânsa. Așa eu am pățitam. În satul Zâmbrei, această rețetă mai este numită și haranil palmuș. Dar ce însemna haranilul ăsta, dacă nu pot să vă spun, că cuvintele astea din bătrâni sunt multe și turșești. Multe cuvinte moldovene le-au luat de la tot de care a fost cotropit, știi? Atât copiii cât și nepoții femei sunt plecați prin lumea întreagă, iar la ea vin în timpul verii. Turnăm laptele, mestecăm cu un pic de făină. Până o punem aici și o mestecăm bine și or. La urmă să adăugem ouăle. Este ouul vieci. Asta cum? Am găini franțuzești. Am odică cu război ăsta. Mai mult știrile le prăjesc, aștept că să aud că e Paște, da? Dar văd că din rău mai rău. Asta ne-a făcut o fetele cadou la Catiușa ei la 80 de ani. Nu mă prelămuresc eu întrânsa, da? Ea ca când a venit și ne-a arătat nepoțică, dar asta e nora cu nepoțică. Dar aici eu am luat-o în braț și eram ca în subiecul ăsta și... Ea ca asta e nepoțică, am venit. Păi și când am strochit cu o gheazmă, mă. Nu știu nevoiați cum ați vă placă, dar mie îmi place. Mie toată îmi place. Era Sibilia, iar mi-ați deja înghite saliva.